Partidul politic Șansă a depus miercuri 4 septembrie actele la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la referendumul din 20 octombrie a acestui an. Nu pentru aderarea la UE. Aceasta este opțiunea cu care liderul partidului politic Șansă, Alexei Lungu, îi îndeamnă pe alegători să meargă la referendumul republican din toamnă, unde urmează să răspundă la întrebarea: susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Lungu a mai punctat că împreună cu colegii săi va lupta pentru fiecare moldovean care vrea un trai mai bun într-o țară mai liberă și dezvoltată. Am depus cererea pentru participarea la referendumul cu opțiunea nu pentru integrarea, așa numită integrare europeană. Suntem partidul care a venit să apărăm dreptul majorității cetățenilor Republicii Moldova, care nu susține această pseudo-aderare, nu susține impunerea valorilor LGBT, care nu susține impunerea dispariției statului Republica Moldova și care nu impune pierderea valorilor, entității naționale și tuturor celor tradiții pe care ni le-au lăsat strămoșii. Și colega sa de partid, Cristina Vulpe, a îndemnat alegătorii ca la referendumul din 20 octombrie să spună nu integrării europene. Da, este bine în Uniunea Europeană, dar nu este nicăieri mai bine decât acasă. Iar casa trebuie să ne o păstrăm, astfel că la referendumul de la 20 octombrie noi vom spune un categoric nu pentru integrarea europeană și un categoric da pentru neutralitatea țării noastre pentru Republica Moldova, și asta îi îndemnăm pe toți cetățenii să facă. Ivan Guci, membru al Consiliului Politic al Partidului Șansă, spune că referendumul din toamnă este o capcană pentru alegătorii moldoveni, explicând și de ce. De fapt, acest referendum este o capcană care vine să spună nu atât da integrării europene, cât modificării Constituției în favoarea altei legi supreme care nu este cea a țării noastre. Modificarea Constituției este o capcană care poate exploda în orice moment și noi ne putem pierde atât neutralitatea, cât și alte lucruri strategice și importante pentru țara noastră. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 3 zile pentru a se expune cu privire la înregistrarea Partidului Politic Șansă în calitate de participant la referendum. Avocatul Vadim Banaru și-a exprimat speranța că CEC va lua o decizie corectă și în conformitate cu legislația. Comisia Electorală Centrală urmează într-un termen să vină cu o hotărâre. Sperăm că Comisia Electorală Centrală va respecta buchea legii și va emite o hotărâre de înregistrare a Partidului Politic Șansă și să fie asigurat dreptul constituțional de a-și expune poporul voința cu privire la acest referendum, iar în caz de o decizie ilegală vom o contesta în instanța de judecată. Alegerile prezidențiale din țara noastră vor avea loc în data de 20 octombrie. Tot în aceeași zi se va desfășura și referendumul republican constituțional, în cadrul căruia cetățenii vor răspunde la întrebarea dacă susțin sau nu modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.